Diamantul Ierusalimului, un titlu interesant, o carte interesantă, provocatoare, care vine cu un mesaj despre care vă rog, domnule Cătălin Dupu, să ne vorbiți. Sigur că da, Diamantul Ierusalimului este un alt roman pe care l-am scris. Întreaga acțiune are loc pe un vas de croazieră, deși poate titlul ne împinge cu ideea că domnul Dupu se petrece la Ierusalim. Nu vorbim despre Diamantul Ierusalimului, să vedem dacă este vorba despre un obiect sau dacă este vorba despre o persoană. Asta lăsăm pe cititori. Un roman palpitant în care prietenia, căutarea, o vacanță de vis, vorbim despre un mare furtișac, vorbim despre relația dintre un credincios și o evreică, da? Un creștin și o evreică cu foarte mulți bani. Iată o carte nu doar de vacanță, ci o carte pentru diversi cititori care vor să călătorească pe paginile unei cărți și de asemenea să găsească răspunsul la întrebarea cine oare este Diamantul Ierusalimului. Prin urmare, dragi cititori, dragi privitori, vă invităm să vă îmbarcați pe acest vas de croazieră și să-l urmăriți pe autor în descoperirea aventurii în care personajul principal, să spunem așa, este Diamantul Ierusalimului.